Salut! Am să-ți dau niște tipuri pentru Dungeon Master, acum că am câștigat acele NFT-uri, le-am pus la stake-uri, ce trebuie să facem? Ok. Trebuie să avem grijă la gear aici, la echipamentele astea. Ce bonusuri au? Acum, mai mult o contribuție, evident, e bun, pentru că în fiecare zi aia contează. Aia determină ce dropuri primești, câte puncte primești, cu cât ai mai multă contribuție, cu atât ai mai bine. Dar să zicem că vrem mai multe NFT-uri. Cum facem alegerea? Acolo, vezi, acolo este alegerea pe care trebuie să faci. Acolo este vorba de strategie și cam ce vrei să faci, știi? Cam ce, unde vrei să te axezi. Nu poți să le folosești pe amândouă deodată. Trebuie să folosești doar unul. Sau poate vrei tokenuri, poate vrei criptomoneda asta pe care o primești aici, vezi? Fiecare zi primești o criptomonedă din asta dacă ai 35.000 contribuție. Dacă nu, nu primești acest token. Nu te califici, asta am vrut să zic. Ok, nu te califici să-l primești. Ok. Al doilea tip pe care vreau să-ți-l dau este umpleți acest buzunar sau cum vrei să-i zici de NFT-uri. Ai doar 200, 100 pe Wax, 100 pe iOS, pentru că fiecare NFT îți dă la rândul lui resources din astea, resurse. Prin care ți-am zis și sezonul, na, videoclipul trecut, poți să cumperi aici pe shop, că okay, am intrat pe Pax, poți să intri aici pe shop și să cumperi după ce ai destule. Bă, cum vezi, eu pot să cumpăr majoritatea dintre ele, o să am și goldul ăsta și da, poți să cumperi după ce le-ai luat, dar fiecare NFT dropează același număr de resurse. Tot ce contează e câte run-uri, cât de dese și cât de mici le faci run-urile. Dar ceea ce contează e să ai cât mai multe NFT-uri. Și de-aia zic, mai bine mai din puterea să fie mai mică și să ai dungeon-ul plin de NFT-uri. E mai bine decât câteva NFT-uri care sunt super puternice. Nu o să-ți dropeze aceste resurse. Și până la urmă, dacă faci 200, adică nu știu dacă e mai bine să ai 1, 2 puternice sau să le ai pe alea 200. Eu cred că totuși pe alea 200 e mult mai bine să le ai decât 2-3 NFT-uri. Ok. Când iei bomboana asta, de exemplu, îți dă, fiecare zi primești o bomboană care e 2 ore activă și îți dă 10% mai multă contribuție, ceea ce contează foarte mult. Atunci îți sugerez să folosești cele 5 minute, să mergi doar 5 minute runner sau când ai timp liber pe zi, folosești această bomboană și dai runner numai la 5 minute. Că atunci ai să iei foarte multă contribuție și dacă o folosești pe oră, iei foarte, pierzi foarte mult. Dacă ești free to play, o să te ajute foarte mult, știi cum zic. Și iară pe echipament și eu am aici experiment XP pentru level. Și levelul ăsta îți dă tot timpul contribuție, la fiecare level ai mai multă contribuție cu 1%. Așa că trebuie să dai level up rapid și de-aia trebuie și mai multe NFT-uri. Foarte, foarte bună strategia asta. Un gear din ăsta te ajută foarte mult să dai level up, să știi. Cam asta este pentru acum. Sper să te văd tura viitoare și nu uita să lași un like, un subscribe și Doamne ajută. Ceau!